Înainte de turneul final, ai avut o tragedie în familie. Ai fost tentat atunci să renunți chiar și la campionatul european? Și da. Da, pentru că nu mă așteptam la un episod de genul ăla și de obicei te aștepți, ok, dacă se întâmplă ceva, se întâmplă cu bunicii, după aceea, nu știu, poate chiar și, Doamne ferește, cu părinții, dar nu cu frații, copii sau genul ăsta. Și chiar mă gândeam că ar fi poate pentru mine mai bine să iau o pauză, să duc altcineva cu echipa, că mă gândeam că poate nu o să mai fiu concentrat pe ceea ce urma să facem și mă gândeam cât s-au sacrificat băieții în 2 ani de zile și o să mă duc la campionatul european să nu fiu pregătit pentru o astfel de performanță. Și atunci am pus în balanță și la fel, cum ți-am zis, cum pun cu jucătorii, ieșeau oarecum mai multe lucrurile să stau acasă să văd de treaba mea decât să mă... Deci ai făcut și tu analiza, tot așa, cu argumente pro și contra? Da. Pe hârtie? Da. Și după discuțiile cu jucătorii și mesajele primite de la ei, m-au făcut să mă gândesc că poate și ei simt nevoia că dacă nu voi veni, nu vor mai avea pe cineva apropiat lor. Și atunci eu sunt unul singur. Poate eu mă pot regla, dar ei sunt 20. Poate ei au mai mult nevoie de ajutorul meu acolo decât eu de-a lor. Și atunci am trecut peste problema asta și am mers alături de ei. Dar jucătorii au aflat în un moment că e posibil să-i lași? Nu. Nu știu nici măcar președintele, nici Nea Mihai, n-a știut nimeni, nici măcar secunzii mei nu au știut. Ai încercat perioada aia să cauți răspunsul pentru ce s-a întâmplat cu fratele tău? Ai gândit? De obicei, în viață iau lucrurile așa cum vin. Pot găsi o grămadă de lucruri, dar nu știu ce ar fi putut să împiedice, pentru că am tot discutat cu diferite persoane care au avut și ei în familie astfel de cazuri, chiar cu psihologul. În momentul în care ei ajung la ideea asta, e clar că și dacă îi împiedici prima oară, o vor face a doua oară sau a treia oară, chiar dacă el nu mai încercase niciodată până atunci, dacă el a avut ideea asta clară de a face lucrul ăla, nu o făcea atunci, o făcea mai târziu, pentru că el fusese cu 2 zile înainte, fusese la mine la București, chiar am discutat ce o să facă, el trebuia să vină în săptămâna aia, pentru că eu trebuia să plec în Dubai și el trebuia să vină acolo să mă ajute cu copiii să-i ducă la școală, dar probabil că el deja își impusese lucrul ăsta că o va face și atunci n-am mai putut să mai intervină nimeni și nimic. Era și un tip mai orgolios și dacă ceva îl supăra, ajungea să ia decizia indiferent de consecințe. Dacă el credea că aia e cea dreaptă, el așa făcea. Pe durata campionatului european ai stat cu gândul și la ceea ce s-a întâmplat sau ai reușit să te rupi doar pentru a... Am stat unul că îmi veneau în minte lucrurile alea și doi, după fiecare partidă câștigată, pentru că înainte el a zis, indiferent de grupă, sunt sigur că te vei califica mai departe. Și am zis, ești nebun, vorbim de Jocurile Olimpice. Și el de multe ori nu zicea pe nume, zicea Nană. În Oltenia, la frate, mai zici Nană. Zicea, Nană, că eu am încredere în tine. Și după fiecare partidă mă gândeam așa, cum ar fi. Chiar meciul cu Anglia... Practic era un meci 2-2 și au venit 2 goluri al lui Florinel, care nu foarte multă lume mai spera. Și chiar după meci m-am dus și am zis lui Radu, golurile astea 2 sunt pentru fratele meu și sora ta. A fost un moment așa mai sensibil pentru mine și pentru Radu, pentru că am trecut prin aceleași probleme amândoi. Păcate, la el a suferit o boală, nu a făcut ce a făcut fratele meu, dar practic amândoi ne-am pierdut un prieten drag, să nu spun un frate.